Înainte de a continua aceste amintiri adevărate, aș vrea să fac o digresiune și să introduc în capitolul următor povestirea intitulată Filidor, copil deghizat. Ați văzut cu câtă răutate m-am poponat didacticul Pimco. În curând o să vedeți altă realitate, alt duel, o luptă pe viață și pe moarte între profesorii Filidor din Leiden și Momsen din Colombo. Și aici apar cuvinte și părți ale corpului, dar nu trebuie căutată nicio legătură specială între cele două părți ale acestui întreg. Iar cel care ar socoti că, introducând în opera mea povestirea Filidor, copil deghizat, nu am avut alt scop decât să umplu spațiul alb de pe hârtie, să mai reduc din numărul uriaș de coli albe ce-mi stau în față, acela ar săvârși o mare eroare. Și vă recomand metoda mea de intensificare prin repetare, datorită căreia, repetând sistematic anumite cuvinte, expresii, situații și părți, reușesc să le intensific, potențând în același timp impresia unității stilistice până aproape de hotarele maniei. Prin repetare, prin continua repetare, se naște cel mai ușor orice mitologie. Observați totuși că o asemenea construcție parțială nu este doar o construcție, ea este de fapt o întreagă filosofie, pe care eu o prezint aici sub forma spumoasă și sprințară a unui foileton. Spuneți-mi, ce părere aveți? Nu credeți că cititorul asimilează doar părțile și asta numai parțial? Citește o parte sau un fragment și pe urmă întrerupe, pentru ca după un timp să citească următorul fragment și nu odată se întâmplă să înceapă lectura de la mijloc sau de la sfârșit mergând înapoi, spre început. Nu de puține ori citește câteva fragmente și renunță, nu pentru că nu le-ar interesa, ci pentru că altceva i-a atras atenția și, apoi, chiar dacă ar citi tot, credeți că poate el îmbrățișa și recepta raportul și armonie dintre diferitele părți dacă nu le află de la vreun specialist? De aceea se căznește autorul ani de zile, croiește, potrivește, rupe, cârpește, asudă și se trudește ca să vină un specialist și să-i spună cititorului dacă e bună construcția. Ce aspirații are un om care în vremurile noastre simte chemarea pentru condei, pentru penel sau clarinet? În primul rând vrea să fie artist, vrea să creeze artă, visează să-și ofere lui și conaționalelor săi frumosul, binele, adevărul, vrea să fie preot și bard, oferind comoara talentului său umanității avide. Poate că vrea să-și pună talentul în slujba ideii și a poporului. Ce scopuri mărețe! Câte intenții superbe! Oare nu acesta a fost rolul tuturor Shakespeare-lor, Chopin-elor? Dar băgați de seamă, și aici e toată problema. Voi nu sunteți încă Chopin și Shakespeare. Nu v-ați realizat în întregime ca artiști și slujitori ai artei. În această fază a evoluției voastre, sunteți cel mult semi-Shakespeare, sferto-Chopin. Ah, blestematele de părți! Ori această atitudine pretențioasă pe care o afișați nu face decât să vă trădeze mizera insuficiență. Arătați ca și cum v-ați grăbi să vă urcați pe piedestalul unui monument, periclitându-vă prețioasele și sensibilele părți ale trupului. Credeți-mă, există o mare deosebire între un artist care s-a realizat și droaie de semi-artiști și sfertobarzi care abia intenționează să se realizeze. Și ceea ce îi stă bine unui artist desăvârșit în întreg profilul său, în voi are altă rezonanță. Dar voi, în loc să vă creați o concepție pe măsura voastră și conformă cu realitatea voastră, vă împoponați în pene străine. Iată de ce rămâneți niște aspiranți veșnic neputincioși, veșnic mulțumiți cu un suficient. Voi, slugi și imitatori adepți și adoratori ai artei care vă ține în anticameră, e cumplit să vadă cineva cum vă străduiți și cum nu reușiți, cu
cum vi se spune de fiecare dată că încă nu e ceea ce trebuie, iar voi vă înghesuiți cu altă operă și cum vă chinuiți să vă impuneți aceste opere, cum vă salvați cu niște succese penibile de mâna a doua, cum vă complimentați între voi, cum organizați serate artistice, vă sugerați vouă și altora mereu alte aparențe ale propriei neputințe. Și nici măcar nu aveți satisfacția că tot ceea ce scrieți și fabricați ar avea vreo însemnătate pentru voi. Pentru că, repet, totul e imitație. Totul e șterpelit de pe la maestri. Nu e nimic altceva decât iluzia prematură a valorii. Situația voastră e falsă și, fiind falsă, trebuie să rodească fructe amare. Iar în cercul vostru au și început să apară aversiunea reciprocă. Desconsiderarea. Domnilor, nu stă în puterea voastră de a vă preface așa de pe o zi pe alta. În maestri maturi și totuși, într-o anumită măsură, v-ați putea salva demnitatea îndepărtându-vă de artă, care vă agață un pupănel atât de incomod. În primul rând, abandonați odată pentru totdeauna cuvântul artă, ca și pe cel de artist. Încetați să vă mai îmbătați cu aceste cuvinte, pe care le repetați cu o monotonie nesăvârșită. Nu e așa că fiecare este puțin artist? Nu e adevărat că omenirea creează artă nu numai pe hârtie sau pe pânză, dar și în orice clipă a vieții cotidiene. Renunțați dar la joaca de artă, renunțați pentru Dumnezeu, la sistemul de a umfla, de a o exagera și în loc să vă îmbătați cu legende, lăsați-vă creați de fapte. Chiar și numai asta ar trebui să vă aducă mai multă alinare, deschizându-vă spre realitate. Dar în același timp alungați teama că asta vă sărăcește și vă încorsetează spiritul, fiindcă realitatea este întotdeauna mai bogată decât iluziile naive și decât ficțiunile perfide. Ajunge, ajunge! Să încheiem această parte a cărții, să trecem cât mai repede la altă parte. Prințul celor mai celebri sinteticieni din toate timpurile era fără îndoială profesorul doctor în sintetologie la Universitatea din Leiden, sinteticianul superior Philidor, originar din ținuturile sudice ale Anamului. El acționa în spiritul patetic al sintezei superioare, în special adunând infinitul, iar în cazuri urgente și înmulțind cu infinitul. Era un bărbat de statură remarcabilă, destul de corpulent, cu o barbă răsfirată și cu față de proroc cu ochelari. Conform principiului newtonian al acțiunii și reacțiunii, un fenomen spiritual de asemenea proporții nu putea să nu genereze în natură și contrafenomenul său. De aceea, în curând, s-a născut la Colombo un analitician la fel de eminent, care, obținând doctoratul la Universitatea Columbia, precum și titlul de profesor în analiză superioară, a urcat repede pe cele mai înalte trepte ale carierei științifice. Acesta era un bărbat uscățiv, mărunt, întotdeauna proaspăt bărbierit, cu față de sceptic, cu ochelari și cu o singură misiune lăuntrică, aceea de a-l urmări și prigoni pe vestitul Philidor. El acționa destructiv, iar specialitatea lui era dezmembrarea unei persoane în părți componente cu ajutorul calculului, îndeosebi cu ajutorul bobârnacelor. În felul acesta, cu ajutorul unui bobârnac dat în nas, provoca nasul la o existență autonomă. Spre disperarea proprietarului, nasul îi se mișca spontan în toate direcțiile. Metoda aceasta o aplica adeseori în tramvai, când suferea de plictiseală. Urmând glasul chemării sale cele mai profunde, pornise pe urmele lui Philidor și într-un mic orășel din Spania, reușise să obțină chiar porecla nobiliară de anti-Philidor, de care era nespus de mândru. Ciocnirea dintre cei doi savanți dezlănțuiți s-a produs cu totul întâmplător în reputatul restaurant al hotelului Bristol din Varșovia. Philidor, însoțit de doamna profesor Philidor, cu mersul trenurilor în mână, tocmai căuta cele mai bune legături, când direct din tren dădu buzna găfâind anti-Philidor. La braț cu tovarășa sa de călătorie, Flora Gente din Messina.
Antifilidor se apropie de masă și îl atacă în tăcere cu privire pe profesor, care se ridică. Încercau să se înfrângă spiritual. Analiticianul ataca rece, de jos. Sinteticianul răspunde de sus, cu o privire plină de demnitate tenace. Spre seară, Antifilidor era la Jeziorno, iar Filidor la Vaver. Unul vâna ciori pe subșire, al doilea își alesese un felinar izolat și țintea în el de la 50 de pași și umblau așa prin lume țintind cu ce se nimerea și în ce se nimerea. Cântau, dar cel mai mult le plăcea să spargă geamuri, să stea în balcon și să scuipe pe pălăriile trecătorilor. Și ce se mai bucurau când îi nimereau pe grangurii așezați comod în trăsuri. Filidor se specializase într-atât încât reușea să scuipe din stradă pe cineva care stătea în balcon. Iar Antifilidor stângea lumânările aruncând în flacără cu cutii de chibrituri. Cel mai mult le plăcea să vâneze broaște cu câte o armă pentru păsări și vrăbii cu arcul sau stând pe pod, să arunce în apă hârtii și smocuri de iarbă. Dar cea mai mare plăcere pentru ei era să cumpere câte un balonaș și să alerge după el pe câmp și prin păduri, hăt departe, așteptând să plesnească zgomotos. De parcă ar fi fost lovit de un glonț nevăzut. Iar dacă cineva din lumea oamenilor de știință le aducea aminte de trecutul glorios, de bătălia spiritelor, de analiză, sinteză și de întreaga glorie irecuperabil pierdută, răspundeau visători. Da, da, mi-aduc aminte de acel duel. Ce am mai tras? Dar, domnule profesor, vorbiți ca un copil, la care bătrânul infantilizat a ripostat. Toți suntem niște copii deghizați. Exact în momentul culminant al cumplitului viol psihofizic săvârșit de Mientus asupra lui Sifon, ușa se deschise și în clasă își făcu apariția Pimco, infailibil din toate punctele de vedere. Excelent, copii! Vă jucați cu mingea? Spuse. Cu toate că noi nu ne jucam cu mingea și nici nu exista vreo minge. Cu mingea, cu mingea, vă jucați cu mingea! Ce frumos pasați mingea unul la altuia și ce frumos o prinde celălalt! Și văzând roșața din obrajii mei palizi și crispați de groază, adăugă. Ah, ce bujori! Îți face bine școala, Iujo, și minge la fel! Vino, spuse, să te conduc la gazdă, la doamna Mogiacova, cu care am aranjat totul prin telefon. Ar fi reprobabil ca la vârsta ta să locuiești singur în oraș. De astăzi înainte, locul tău e la doamna Mogiacova. M-a luat și pe drum mi-a vorbit, ca să mă încurajeze, despre Mogiac, care era inginer constructor, și despre Mogiacova, care era ingineriasă. E o familie modernă, observă el, modernă naturalistă, adeptă a noilor curente, străină ideologiei mele. Am observat însă la tine o anumită artificialitate, un fel de poză. Tu tot vrei să pari adult? Ei, află că familia Mogiac o să te vindece de această meteahnă, o să te învețe naturalețea. Am uitat să-ți spun că mai e și o fetiță, Mogiacovna Zutka, o domnișoară de pensiun, adăugă el cu o jumătate de gură, strângându-mă de mână și aruncându-mi o privire pedagogică de sub pensnes. O domnișoară de pensiun, spuse modernă și ea, nu e cea mai potrivită societate. Apar serioase primejdii. Pe de altă parte, însă, nimic nu poate atrage mai mult în tinerețe decât o domnișoară de pensiun modernă. Ea o să-ți insufle un patriotism tineresc. Ce? Ce? O domnișoară de pensiun? Am înțeles numai decât planul lui Pimco. Cu ajutorul domnișoarei de pensiun, voia să mă arunce definitiv în tinerețe. Miza pe faptul că dacă mă voi îndrăgosti de tânără domnișoară de pensiun, îmi va trece cheful de a mai fi adult. Acasă, ca și la școală, nici o clipă de răgaz, ca să nu dispar cumva prin vreo fisură. Nu mai era nicio clipă de pierdut. L-am mușcat repede de deget și am rupt-o la fugă. La colțul străzii am dat cu ochii de o femeie matură. Am alergat spre ea cu chipul îngrozit. Uluit, contorsionat, numai să scap de Pimco și de oribila lui domnișoară de pensiun. Dar mare nemărunților mă ajunsese fulgerător din câțiva pași și mă apucă de guler.
La domnișoara de pension, strigă. La domnișoara de pension, la tinerețe. Mă urcă într-o birjă și mă duse la domnișoara de pension, străbătând la trap străzile animate, pline de trăsuri, de oameni, de ciripitul păsărilor. Să mergem, să mergem, de ce te uiți în urma ta, nu e nimic, numai eu sunt lângă tine. Și, strângându-mă de mână, murmăia radios, la domnișoara de pension, la moderna domnișoară de pension. Ajunși în pragul unei căsuțe modeste de intelectuali, parcă izită o clipă, se plioști și, mare minune, parcă pierdu ceva din absolutismul lui. Iujo, șopti, mișcându-și și scuturându-și capul. Eu fac pentru tine un mare sacrificiu. Îl fac numai pentru tinerețea ta. Numai pentru tinerețea ta mă expun la o întâlnire cu o domnișoară de pension modernă. O domnișoară de pension. O domnișoară de pension modernă. Și mă sărătoi de parcă speriat ar fi încercat să-mi câștige bunăvoința și în același timp de parcă să-i despărțea de mine. Dar imediat după aceea, bătând cu bastonul, într-o stare de profundă surescitare, începu să declame, să citeze, să recite, să enunțe cugetări, aforisme, sentințe și idei, toate de cea mai bună calitate, de cel mai clasic belferism, dar o făcea ca un belfer bolnav și amenințat în existența sa. Amintea numele unor prieteni scriitori pe care eu nu-i cunoșteam și l-auzeam cum le repetă încet aprecierile pozitive la adresa lui, exprimând la rândul său aprecieri pozitive la adresa lor. Ce e asta? Se temea și el de liceana modernă, ori nu mai se prefăcea? Prin ce minune un belfer atât de versat se putea teme de o liceană, dar servitoarea ne-a deschis ușa și am intrat amândoi. Profesorul, cumva modest, fără superioritatea lui obișnuită, eu cu chipul ca o cârpă, mototolit, palid, uimit și năucit. Pimco ciocăni cu bastonul și întrebă: domnul și doamna Mogiac sunt acasă? În același timp se deschise o ușă și ne ieși în întâmpinare domnișoara de pension, modernă. 16 ani, pulover, fustă, pantofi sport din cauciuc, sportivă, degajată, plăcută, suplă, mlădioasă și impertinentă. La vederea ei mi-au încremenit spiritul și chipul. Din prima clipă am înțeles că e un fenomen la fel de viguros, dacă nu chiar mai viguros decât Pimco, și tot atât de absolut în felul său. Și apoi era de două ori mai tânără, odată prin vârstă, a doua oară prin modernitate. Era tinerețea prin tinerețe. Așa că m-am speriat, cum se sperie cineva care întâlnește un fenomen mai puternic decât el. Iar frica mea a sporit și mai mult când am văzut că nu ea se teme de belfer, ci belferul se teme de ea și o salută încurcat. Sărut mânuțele, spuse parcă vesel și exagerat de elegant. Nu sunteți la plajă, domnișoară Zutca, pe malul Vistulei? Mămica e acasă? Cum e apa în bazin? Rece? Apa rece e cea mai bună? Pe vremuri făceam și eu baie în apă rece. Ce e asta? În vocea lui Pimco auzeam bătrânețea, lingușind tinerețea, cu ajutorul sportului, bătrânețea slugarnică, și am făcut un pas înapoi. Domnișoara nu-i răspunse lui Pimco, îl privi doar și, vârându-și între dinți scobitoare pe care o ținea în mâna dreaptă, îi întinse mâna stângă cu atâta indiferență de parcă n-ar fi fost Pimco. Profesorul se zăpăcise, nu știa cum să se poarte cu stânga aceea tinerească întinsă spre el. În cele din urmă o strânse cu amândouă mâinile. Eu am făcut o plecăciune. Ea scoase scobitoare dintre dinți și spuse limpede: mama nu e, dar trebuie să se întoarcă dintr-o clipă în alta. Poftiți! Și ne-a introdus într-un hol modern, ea s-a oprit la fereastră, iar noi ne-am așezat pe canapea. Mămica, e la ședință de comitet? Încercă profesorul să alege o conversație. Modern răspunse: nu știu. Pereți zugrăviți în albastru deschis, perdele crem, pe etajeră un aparat de radio, mobilă modernă, consecventă, curată, plăcută, simplă, două șifoniere în perete, o măsuță. Domnișoara de pension stătea la fereastră, de parcă nu era nimeni în încăpere, și își jupuia pielea care îi se lua de pe umerii arși de soare. Noi eram inexistenți pentru ea.
Nici nu se închisea de Pimco. Minutele începură să se scurgă. Pimco ședea picior peste picior. Își împreunase mâinile și învârtea degetele, ca un oaspete de care nu se ocupă nimeni. Se mișcă, își drese glasul de câteva ori, tuși, străduindu-se să întrețină discuția. Dar Moderna se întoarse cu fața la fereastră, cu spatele la noi, și continuă să-și jupoaie pielea, așa că profesorul nu mai spuse nimic, ci ședea, dar șederea lui lipsită de conversație era incompletă, parțială. M-am frecat la ochi. Ce se întâmplase? Că se întâmplase ceva era sigur, dar ce? Șederea suverană a lui Pimco era și incompletă, și parțială. Belferul fusese abandonat, parțialitatea cerea completare. Cunoașteți lacunele acelea chinuitoare când ceva se termină și altceva încă nu începe. În cap se creează un vid. Deodată mi-am dat seama că din Belfer ieșea la iveală bătrânețea. Până acum nu observasem că profesorul era trecut de 50 de ani. Niciodată nu-mi trecuse prin minte așa ceva, de parcă Belferul absolut ar fi fost o ființă veșnică, atemporală. Bătrân sau profesor? Cum adică bătrân sau profesor? De ce nu putea fi un profesor bătrân? Nu, nu despre asta e vorba, ci de ce mă așteaptă pe mine, fiindcă erau înțeleși, asta e sigur. Doamne, de ce șade așa? De ce a venit aici? Ca să șadă în prezența mea cu o domnișoară de pension, șederea lui era cu atât mai chinuitoare pentru mine, cu cât și eu ședeam împreună cu el. Dacă aș fi stat în picioare, nu ar fi fost atât de groaznic, dar ridicarea prezenta dificultăți uriașe. Mai exact, nu aveam niciun motiv pentru a mă ridica. Nu, nu despre asta e vorba, ci de ce șade cu domnișoara de pension? De ce șade bătrânește cu o tânără domnișoară de pension? Dar milostivire nu există. De ce șade cu domnișoara de pension? De ce bătrânețea lui nu e o bătrânețe obișnuită, ci una de pension? Cum adică bătrânețe cu domnișoara de pension? Ce înseamnă bătrânețe de pension? Deodată totul deveni groaznic, dar eu nu puteam fugi. Bătrânețe de pension, bătrânețe, tânără, bătrână, iată ce formule incomplete, parțiale, oribile îmi galopau prin creier. Și deodată, în încăpere, se auzi un cântec. Credeam că mă înșela auzul. Belferul îi cânta domnișoarei de pension o arie. De uimire, mi-am recăpătat luciditatea. Nu, nu cânta, fredona. Ofensat de indiferența domnișoarei, Pimco fredona câteva măsuri dintr-o operetă, sublinind comportarea neadecvată, proastă educație și lipsă de tact. Prin urmare, cânta. Îl silise pe bătrân să cânte. Bătrânul acesta, abandonat pe canapea, obligat să-i cânte unei domnișoare de pension. Să fie severul, absolutul și iscusitul Pimco, mi se făcuse rușine că atâta vreme am putut da ascultarea unui bătrânel inofensiv pe care nici măcar o simplă liceană nu-l ia în seamă. Imperceptibil, chipul meu început să-și revină. M-am așezat mai comod, iar o clipă mai târziu mi-am recâștigat complet echilibrul. Și, o, fericire, cei 30 de ani pierduți! Tocmai mă hotărâsem să plec simplu de tot, fără niciun protest. Când profesorul mă apucă de mână, acum era cu totul altul. Îmbătrânise, se făcuse cum se cade, arăta amărât și neajutorat. Trezea milă. Iujo, îmi șopti la ureche, nu lua exemplul acestei fete moderne, acestei specii noi, postbelice, din epoca sporturilor și jazz bandului, degradarea postbelică a obiceiurilor, lipsă de cultură, lipsă de respect față de cei mai în vârstă, sete de desfătare a noii generații. Încep să mă tem că atmosfera de aici nu va fi bună pentru tine. Dă-mi cuvântul tău de onoare că nu te vei lăsa influența de această fată dezmățată. Semănați, spunea cuprins parcă de febră, aveți ceva în comun, știu. Știu, de fapt, și tu ești un băiat modern. Nu trebuia să te fi adus aici, la fata asta modernă. Mă uitam la el ca la un nebun. Cum, eu, cu cei 30 de ani ai mei, semănam cu o domnișoară de pension? Pimco mi se părea tâmpit, dar el continua să mă prevină. Vremuri noi, spunea, voi, tinerii, generația de astăzi,
îi desprețuiți pe bătrâni, iar între voi vă spuneți imediat pe nume. Lipsă de respect, lipsa culturii față de trecut, dancing, kayak, America, instinctul clipei, voi, tinerii, și începusem laude tinerețea și modernitatea, bacă noi tineretul modern, bacă pentru noi numai picioare, ba una, ba alta, iar în acest timp, Mogiacovna stătea indiferentă și își jupuia pielea, fără să bănuiască de fel ce se pregătește în spatele ei. În cele din urmă am înțeles unde bate. Pur și simplu voia să mă îndrăgostească de domnișoara de pension. Planul lui era următorul. Voia, de la bun început, să mă predea domnișoare de pension, să mă transfere dintr-o mână în alta, ca să nu fug. În fond, profesorului îi era indiferent ce băiat voi fi, numai să nu ies din starea de copilandru. Dacă ar fi reușit să mă îndrăgostească imediat și să-mi însufle idealul modern al băiatului, ar fi putut pleca liniștit să se consacre numeroaselor sale preocupări colaterale care nu-i permiteau să mă țină personal în starea de mărunțire. Și tocmai aici apărea paradoxul. Pimco, care se părea că ține mai presus de orice la propriei superioritate, se învoise să joace rolul umilitor al unui bătrânel demodat, indignat de generația modernă a domnișoarelor, ca să mă apropie de domnișoara de pension. Prin indignarea lui bătrânească, ne alia împotriva sa. Prin bătrânețe și demodare, voia să mă îndrăgostească de tinerețe și de modernitate. Dar Pimco mai urmărea un scop, la fel de important. Nu era de ajuns să mă îndrăgostesc. El voia să mă lege de ea în modul cel mai pueril. Nu era în intenția lui să o iubesc cu o dragoste simplă. Nu, el dorea să mă îndrăgostesc în primul rând de poezia aceea tânăr-bătrânească, modern-demodată, atât de ieftină și de respingătoare, care ia naștere din combinația dintre un bătrânel antebelic și o domnișoară de pension postbelică. Se vede că Belferul ținea să participe indirect la vrăjirea mea. Totul fusese gândit foarte ingenios, deși era o prostie. Așa că ascultam lingușelele stângace ale bătrânului cu sentimentul totalei eliberări de Pimco. Prostul de mine! Nu știam că numai poezia proastă este cu adevărat acaparatoare. Și din nimic se înfiripase o alianță monstruoasă, un colectiv poetic îngrozitor, acolo, la fereastră, o liceană modernă indiferentă, aici, pe canapea, un bătrân profesor care se plângea de degradarea postbelică, iar eu între ei, încolțit de poezia tânăr-bătrână. Pentru Dumnezeu, dar cei 30 de ani ai mei, afară, cât mai repede afară, dar lumea parcă se prăbușise și se organizase pe noi principii. Tânărul de 30 de ani devenise iar palid și neactual, moderna de la fereastră căpăta tot mai mult farmec, iar blestematul de Pimco nu mai termina. Deodată, în încăpere, și-a făcut apariția o nouă persoană. Era doamna Mogiacova, o femeie destul de corpulentă, dar inteligentă și activă, cu excepția feței agere, membră a Comitetului pentru Salvarea Sugarelor sau pentru combaterea flagelului cerșetoriei infantile în capitală. Pimco sări de pe canapea, de parcă nu se întâmplase nimic, distins, cordial, un profesor vârstnic. Stimată doamnă inginer, dumneavoastră, scumpă doamnă, sunteți mereu ocupată, activă? Probabil că veniți de la o ședință de comitet, iar eu l-am adus pe iujul al meu, pe care ați binevoit să-l luați sub ocrotirea dumneavoastră. Acesta este iujul, acest cavaler. Iujul, apropie-te copilul meu și apleacă-te în fața doamnei. Ce e asta? Pimco revenise la tonul acela îngăduitor, protector. Eu, tânăr, să mă plec în fața unei bătrâne? Cu respect, am fost nevoit totuși să o fac. Iar Mogiacova mi-a întins o mână micuță, dar dolofană. Apoi și-a trecut privirea uimită peste chipul meu, ce oscila între 30 și 17 ani. Câți ani are băiatul acesta? Am auzit-o întrebând-o pe Pimco, în timp ce se retrăgeau deoparte. Profesorul i-a răspuns onest, 17. Scumpă doamnă, a împlinit 17 în aprilie. Arată el mai în vârstă, poate mai și pozează,
dar are o inimă de aur, he-he. În loc să protestez, m-am așezat și ședeam pe canapea de parcă eram bătut în cuie. Au discutat sumar condițiile financiare, după care Pinko m-a sărutat pe frunte. Rămâi sănătos, băiete, la revedere. Poartă-te frumos. Nu plânge, nu plânge. Am să te vizitez în fiecare duminică și nici la școală nu să-mi iau ochii de pe tine. Respectele mele, dragă doamnă. La revedere. La revedere, domnișoară. Am încercat să protestez și să le explic, dar Mogiacova m-a condus într-o chicheniață modernă și neprimitoare, chiar lângă holul care, cum s-a dovedit mai târziu, era în același timp și camera Mogiacovnei. Poftim camera, spuse. Baie e alături, micul dejun la 7, lucrurile sunt aici. Le-a adus servitoarea. Și înainte de a reuși eu să scot un mulțumesc, doamna Mogiacova și plecase la ședința Comitetului pentru combaterea flagelului cerșetoriei infantile neeuropene în capitală. Am rămas singur, m-am așezat pe scaun. Se așternuse liniștea, îmi vâjâia capul. Ședeam în condiții noi, într-o casă nouă. După atâția oameni câți văzusem de azi dimineață, urmă brusc o totală izolare. Numai în hol se mișca și trebăluia domnișoara de pensiun. Nu, nu asta nu era o simplă singurătate, ci o singurătate cu o domnișoară de pensiun. Și iar m-am pornit pe proteste și pe explicații. Trebuia să acționez. Nu puteam rămâne mereu în starea în care fusesem lăsat. Orice întârziere amenința cu permanentizarea ei. Șezând țeapăn pe scaun, nu mă apucam de aranjarea și ordonarea lucrurilor pe care mi le adusese servitoarea din ordinul lui Pimco. Acum, îmi spuneam, acum e unica ocazie de a corecta, de a lămuri și de a ajunge la o înțelegere. Ea e singură, nu trebuie să pierd timpul. Timpul ne împovărează și ne imobilizează. Acum trebuie să mă duc imediat, să-i explic, să mă arăt așa cum sunt eu. Mâine va fi prea târziu. Să mă arăt. Cu câtă însuflețire voiam să mă arăt, ce dorință de a mă arăta pusese stăpânire pe mine. Da, să mă arăt. Dar cum? Matur și de 30 de ani? Nu, nu, niciodată. Ah, în clipa asta nu doream deloc să ies din tinerețe, să recunosc că am 30 de ani. Universul meu se prăbușise și nu mai vedeam nimic în afara minunatului univers al modernei domnișoare de pensiun. Sportul, suplețea, dărzenia, pulpele, picioarele, brutalitatea, dancingul, vaporul, caiacul, acestea reprezentau noua colonadă a realității mele.